Nu mai am viață, mă mor. M-am băgat ghem, am băgat o geaca, nu mă iei de față de... Un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost atacat și mușcat de către 4 câini înainte de a putea reacționa. Incidentul a avut loc în zona Cicoarei, un cartier mărginaș al Iașului. Da, o trage pe mine geaca, vesta, plovărul și banii din portofel. Mi-au dus portofelul patronul care stă cu câinii. El mi-a dus, da? Fără bani, fără mic. Bărbatul nu a mai avut timp să se ferească atunci când i-a văzut pe câinii furioși care se îndreptau către el. Am luat un frate de meu în Galata, în cartier. Și am stat acolo cu ta. Am stat cu ta, am stat acolo. Mi-a pus un taxi. Și merg. Și l-am luat de acolo la stația de apă. Și taxiul nu a vrut să mai urcă ori dacă... Mai îndeam. M-a luțat acolo, când nu mai merge că ia. Nu aveam nicio șansă. Vineam spre mine, de acum o acasă. M-a izbit jos. N-am mai știut ce cu mine. Urechea, maxilarul, spatele, într-amândouă părți. Bărbatul bănuiește că cel care l-a salvat este chiar proprietarul celor 4 animale. Dar el nu stătea acolo. Ăsta că l-a dat telefonul la salvare, el e câine. Tot cel care a alungat câinii a sunat și la 112. O ambulanță l-a adus la unitatea de primire a urgențelor din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon cu mai multe rând la cap. A ajuns aseară în unitatea primire urgență, prezentând plăci mușcate la nivelul urechilor, la nivelul feței, la nivelul toracelui posterior. Și a fost trimis și pentru consult de specialitate, pentru profilaxie antirabică la Spitalul de Boli Infecțioase. A revenit și se află internat în clinica ORL, are nevoie de intervenții chirurgicale în continuare și, bineînțeles, prognosticul lui estetic este deocamdată unul rezervat. Polițiștii s-au autosesizat și anchetează cazul. Directorul societății care are în administrare padocul de la Tomești întărește presupunerea victimei și susține că cei 4 câini ar avea stăpân. Câinii care au atacat pe acel cetățean al municipiului Iași au aparținători, pentru că de fiecare dată când ajungem în acea zonă, căței prinși pe domeniul public și tranquilizați pe domeniul public, se refugiază imediat în curțile unde își au și cușca. De la începutul anului, peste 400 de persoane au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași din cauza mușcăturilor de animale. Dacă discutăm de anul 2022, vorbim de un număr de peste 400 de pacienți din tot județul Iași. Au fost zile în care prezentarea a fost de peste 15 persoane care au intrat în contact sau au fost mușcați de către animale domestice sau animale de casă. În fiecare lună, peste 70 de câini fără stăpân sunt strânși de pe străzile Iașului. Aceștia sunt duși la padocul din Tomești, care găzduiește în momentul de față peste 1300 de animale.